Ateneul Național din Iași a inaugurat în urmă cu 2 ani biroul de fonduri europene nerambursabile. Anul acesta, în urma eforturilor depuse de către cei din acest birou, Ateneul Național din Iași va fi partener în 2 proiecte în valoare de 380.000 de euro. Știți că în urmă cu 2 ani am propus și am inaugurat un birou pentru fonduri europene, dacă vreți, sau pentru diferite fonduri nerambursabile la Ateneu. Un birou pe care l-am încredințat colegei mele, Delia Roșu, și pe care, iată, după 2 ani avem bucuria să confirmăm și să confirmăm zi de zi, dar mai ales ei, cei de acolo care lucrează, fiindcă nu ieri, alaltieri ne-au venit rezultatele de la RoCultura, iar Ateneul este partener în 2 proiecte de peste 380.000 de euro. Responsabila biroului de fonduri europene este Delia Roșu. Atât ea cât și cei din echipa sa au muncit 2 ani pentru a obține finanțări europene nerambursabile. E într-adevăr un efort susținut pe care îl tot întreprindem de 2 ani de zile și nu este singular. Nu am lucrat singură, deși sunt un om de echipă care se descurcă foarte bine singur, nu-i așa? Dar am avut experți care ne-au ajutat pe partea de scriere și le sunt extrem de îndatorată. Mă bucur tare mult că, pe lângă proiectul finanțat de Institutul Național al Patrimoniului anul trecut, cel prin care noi am realizat faza Dalí la Cinematograful Tineretului, acum putem să privim cu optimism, de ce nu, către 2 proiecte care sunt dedicate comunității rome. Unul dintre ele va fi realizat în Iași, alături de încă 2 sau 3 parteneri. Este vorba de Asociația Iubire și Încredere, ei sunt aplicanții principali, noi parteneri din România, alături de Asociația Pro Roma, și mai avem un partener norvegian, Duck Music Performance, care este reprezentat prin Dragoș Cantea. Cu siguranță vă spune ceva numele acesta. Iar celălalt proiect, de care sunt tare mândră și de-abia aștept să intru în implementare, este cel din Târgu Neamț. Alături de primăria de acolo, de Casa de Cultură Ion Creangă și de către același partener norvegian, vom realiza un proiect dedicat comunității rome cu precădere din mediul rural. Conducerea Ateneului Național din Iași va semna contracte de finanțare pentru a începe implementarea celor 2 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.